Bună dimineața, dragii mei. Bubruza mea, Alexandra. Viața mea de toți inspiții mei. Eu cred că Oana nu este geloasă. Aseară am avut o întâlnire cu Oana. Am fost plecat cu ea la City Mall. Ne-am luat de îmbrăcat amândoi, am fost foarte extraordinar de frumoși amândoi. Toți oamenii care s-au oprit pe lângă mine și mă întreabă: măi, dar tu ai fost la Emort, tu ai vrut un stand-up comedy foarte bun, adică ai fost, le-ai dat, adică Mihai Bendac a fost foarte impresionat, adică nu știu ce să spun ție. S-a plictisit, nu știu, că l-ai plictisit cu povestea care ai zis-o tu, că te-a pus să-i zici el. Și eu până la urmă am reușit să zic povestea care m-a pus să Bendeac. Mulțumesc și Matache Edelea că mă urmărește. Ea este întotdeauna în direct cu mine la Neața. Mă urmărește. Eu sunt foarte bun stand-up comedian. Știu să emit foarte mulți oameni. Așa. Și pot să spun că eu sunt și cu vocea mai puțin, dar mai mult cu din astea, diverse dansuri populare, dansuri ușoare și fel de genuri din astea șmecherii. Vreau să spun că sunt foarte mulțumit de oameni care mă urmăresc, care mă felicită. M-am spus: bă, du-te că tu chiar ai un talent, ai ce face și du-te la emisiuni. Bine să-și le emisem, pentru că este pentru tine o mare bucurie și frumos. Dar în schimb, am fost ieri și la machiaj. Acum azi când m-am trezit, m-am machiat eu singur, mi-am făcut frumos dușuleț. Pentru că am venit cu un prieten de-al meu, șoferul meu, Adrian. Și iubita mea este foarte îndrăgostită mult de tot de mine, mă iubește foarte mult. Mi-a spus: iubi, tu ești cel mai bun. De-aia te-am spus, pentru că tu ești cel mai bun actor de comedie de teatre. Ar putea să fac multe scenarii în public unde mă duc. Salutare, salutare, Răzvan. Nața, Dani. Eu am cum să vă spun eu vouă, am fost plecat și la Teatrul Constantin Tănase, unde m-am întâlnit cu foarte mulți artiști care îi cunosc bine, care mă cunosc și pe mine. Alexandru Arșinel, Monica Davidescu, Monica Angel, Cristina Isaac, toți. Și aș vrea să pun și muzica aia, Veșcan, piesa mea preferată. Te rog, că îmi place foarte mult. Acum să meargă muzica. Cosmin, nu știu dacă știi aici, nu e... Ia, da. E foarte greu ce ne ceri. Noi suntem o simplă televiziune mică, măruntă. Asta știu, da. Deci dar... nu putem cere dedicații, Veșcan. Nu, să pună piesa mea preferată, spune, Veșcan. Cântă-ne un pic, cântă-ne, mă duc chiar acum. Cum e începutul? Piesa mea preferată, aia nu? Știu că nu poți să zici nici o zi fără mine. Vrei să nu vrei să recunoști. Puneți-o. Mă duc în regie. Ce faci cu coșul ăla? Nu ești perfect, dai une. Nu pune pe aia, Veșcan, piesa mea preferată. Curmează și dans. Cosmin, pentru că a fost și el pe lista aia, stai mă frumos că ești la televizor. Pentru că și el este un telespectator care a vrut să se vadă la televizor, am decis să-l chemăm alături de noi. Cu ce te-ai pregătit pentru astăzi? Că mi-a părut că n-a fost un număr foarte pregătit, a fost mai mult pe improvizație. Pe improvizație, deocamdată nu m-am pregătit. În iunie mă duc la Emor. În iunie te duci la Emor? Da, mă scriu la Emor din nou. Cu ce? Acolo să fac mare show.
chiar acolo, da. Ce, cânti, dansezi? Nu o să cânt, o să dansez, o să spun niște glume de ale mele, care îmi plac mie, o să imit oamenii care îi știu eu foarte un bine. Un one man show, cum se zice. Da, da. Uh-huh. Am mi-a spus Delia că ea mă așteaptă la Emor. Ea este acum în direct, mă urmărește Delia și pe Instagram, am și contul, am și Instagramul ei. Ok. Și sunt, deci Delia acum se uită la noi, practic. Da, ea se uită la noi. Bună, Delia. Da, mă rog. Așa, bun, hai, să vedem. Pentru colegul meu, Dani, ce ai primit mesaje? Da, de la Udre, de la... din Costa Rica. Ok, ne vedem și mamă, mamă, ai carnet? Eu? Da, de conducere. De conducere nu, mă bag acum în vară. Nu, lasă așa. Nu, vezi că, aud, chiar, chiar, vezi că mă bag, mă bag. Da, să-mi spui la ce școală de șofer ca să mă duc să vorbesc ceva cu domnul. Mă bag la Dino. Ești la Dino. La Dino, ok. Foarte bine. Că mai avem colegi prin poliția rutieră. Da, trebuie în bucătărie? Nu, vreau să-ți, să-i arăt și colegului Dani tricoul care a venit astăzi. Are unul cu Chelu. Pe această cale aș vrea să-l asigur pe Chelu, de tot respectul. Auzi, n-am știut că e atât de greu să jurizez așa ceva. Voi chiar nu vreau să-l arăt că, na, totuși. Na. Arată, te rog frumos, are un tricou cu Chelu, dar l-a lăsat acasă. Și atunci a venit pregătit, deschide tot ăla, deschide-l tot, 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 însemnând tot. A, deci nu e un tricou cu cheie. Nu, am acasă și eu tot ce spune. Ai un tricou cu Playboy. Dar s-a închis, să știi. A, știi că a și murit ăsta. E buru. E buru. Auzi, dar ce face Jean-Claude? Ce face Jean-Claude? Jean-Claude? Cum ai zis atunci, Jerry avea 20 de ani. Hai până în bucătărie. Rămâi... Ok, ok. Fă-te comod. Ok, ok. Stai liniștit. Hai până...